Da, prieteni, bună ziua! Astăzi suntem la un nou vlog. Uitați, seara sunt în bucătăria lui Patroana și mor de frig. Aici stau cu pesul în cap. Bună ziua, prieteni! Suntem pe canalul Leo de la Străhaia. Deci, nu filmăm. Va filmă. Suntem pe canalul Leo de la Străhaia. Prieteni, n-am vrut să stă acolo la hotel, a zis că vine la bucătăria asta mea aici. La care hotel? La asta care e frig. Și care hotel? Să stai la hotel să dorm până la internier la diabet. Unde? La Rino. Să stau la hotel la Rino. De ce n-ai stat la Rino? Eu am treabă, 3 prieteni. Milioane pe noapte. Am venit pentru voi ca să vă filmez, să fac vloguri, prieteni. Da, pentru prieteni, da. Da, am venit pentru prieteni. Când erai noaptea în pat, tremurai, așezai telefonul să punem globul. Da. Doamne, prieteni. Aveți și dumneavoastră? Da. Aveți și pe bucătarul. Da. Îmi ia telefonul bucătarului. Bucătăria spune cum ai luat-o lopată în cap. Am luat-o lopată în cap. Lasă-mă, n-am vrea să mai discute. Nu vorbim mie, dar o parte ca auzi. Mi-a dat lopată-o. Nu-ți opus-o. Alo, bucătăria. La mine nu vreau să vorbim pe canal agresiv. Că asta se consideră lucru agresiv și de-astea e patronul de la Galbene. Nu ești patronul. Că vorbește prostii. Eu nu ai vrea să mai vorbesc prostii. Asta se dau o veste foarte bună pentru bucătarul, pe el o să-l bucure foarte mult. Vreau să spun bucătare că eu o să renunț la vloguri. O să renunț la vloguri. O să mai fac vloguri două luni. O să mai fac vloguri acum de sărbători și de începând cu 1 februarie nu o să mai fac vloguri, o să renunț la YouTube. Nu mai dacă renunți tu, renunțăm și noi. Nu. Rămâneți voi și faceți pentru banii noștri, pentru prietenii noștri. Renunțăm cu toți și care. Eu jur că renunț la YouTube. Nu mai zi. Nu. Pentru că starea de sănătate nu mai îmi permite. Ia treabă pe Patroana. Tu ce zici, Patroana? Așa e. Cum e? Poți să mai faci eu două filmulețe pe zi, trei? Concentrează capul și la ele capul mă lua. E ca buzicul, ce e boala la mine, ca să la, nu trebuie să mai stresează. Și unde ai zis să mai stresează? Hai. Și cum ai zis că mai stresează? Ce stresează? Ce stresează? Că mă duc în Turcia. De ce mă duc în Turcia? Pă la ce te duci să-ți... Atâta kilometri, 700 de kilometri. De ce? Pentru Dana. Pentru cine? Pentru ce Dana? Cine? Da, să ascultă-mă, nu, problema e pe următoare. Noutăți acum. Problema e Patroana să învețe și ea ce înseamnă să programezi ceva. Am vorbit, suntem un grup de 20 de prieteni. Nu pot să opresc lumea, a zis mulți dintre prieteni, că dacă nu merg eu, nu mai merg nici ei. Nu mai merg nici ei. Și Patroana, așa zice, să nu mai merg. Păi da, mamă, eu vreau să merg să te distrez. Dar e problema de sănătatea ta. Da, Patroana, vreau să spun ceva ca să auzi tu de exclusivitate. Da. Chiar dacă nu voi merge cu Dana, o să merg cu altă fată și tot merg. E bine cu altă fată. Păi ce nu mai te interesează pe tine? Eu vreau cu altă fată ca să te bucuri, mamă. Nu. Să nu treacă de boală. O să merg cu altă fată și tot merg. Deci de Revelion sunt la curs, prieteni. Să fii sănătos. Doamne, aș vrea să fii sănătos, cel că stai o zi, două, cât să stai acolo. Mă, nu-i vorba că poți să stai și o săptămână, dar e vorba de drum. De zâncinează pe drum. Dar văd ce problemă aia. Să zâncinezi, ai la București asta, că ai venit și ai avut tențiunea mică, de omosală. Merg cu un prieten, Patroana, care are mașină Range Rover, nou-nouți. Și eu nu merg cu 2000 de kilometri. Și eu merg cu patroana în spate. E o mașină cu perne de aer, nu cu arcă. Păi și mie rău, patroana, pe perne nu se lasă aia. Păi nu se lasă aia. Păi și mie să luați. Nu eu pe patroana, că n-ai avut bani să-ți ia pașaport. Eu n-am făcut pașaport, nu mi-am făcut. Da, dacă n-are pașaport, dar am rămas acasă. Hai să-i facem la urgență pașaport. Păi de unde, că n-are bani. A, nici ce disica cu din aștept, trebuie să te... Nu, bucătarii, dacă mergi cu putunița, avem camera, că mai merge. Nu, nu, stai așa, nu mai merge ursul. Și dorme cu tine și cu putunuța în camere, camera mea. Păi i-am plătit. Păi nu poate să te-am administrat. De ce mergem cu Cristi cu mașina? Nu merge Cristi, lasă. Da, nu merge Cristi. Cristi nu e angajat. A, păi stai, patroana, că noi n-am... Eu nu merg, patroana, nu vreau. Ai pașaport? Nu, Cristi merge. Nu, am pașaport. Am zis că merge și la Maria și noi, după cum vin la voi, de Crăciun, de Revelion, suntem la Maria. Tot așa. Eu nu pot să vin cu voi. Mergea cu Maria, cu toți, la toți, vorbește cu el. Facem acolo, la Turcia. Facem acolo, nașul petrecerea. E mai frumos petrecerea la Turcia. Să vorbim cu Marian. Să vorbim cu Marian, dacă merge Marian, cu Bătarul mai ești pe mine și vă. Unde? La Turcia.
Patrona, din momentul ăsta nu mai merge. Să nu ai pașaport. Da, să nu vadă aceasta. Nu are... Să nu vadă ce faci. Să vadă aceasta femeie care... Nu mai plecă de aici, ce mai mult. Ce mai deranjează? Lasă bre, că vezi pe YouTube ce face. Ce mai deranjează pe mine că merge patrona. M-aș bucura să meargă patrona, ca să vă distrați și voi să filmez cu voi, să... Ai înțeles? Filmez cu femeile atunci. Leo, dar pe Olga o iei? Nu, Olga. Cristi, noi stăm în grup acasă, bucătarul, ursul, o să ducem pe Raiffeisen, o să îmbrac fetele țigăni și să-i Brei, fac. Dacă Leo nu e aici, eu nu vin. Îmbrac culorile mele români țigăni. Ascultă-mă, să vedeți și voi ce înseamnă Leo de la Strehaia. Că nu vine nimeni fără bani aia. Ea crede că vine așa pentru ea. Îmbrânceți bine, băi, îmbrânceți. Îi dai 14, nu vine. Îi dau un galben mare. Uite, mă jur dacă nu îi spune că îi dai un galben mare. Da, să te văd, îi dai un galben mare. Da. Hai să te văd, patrona. Dar să vezi tu ce muzică avem și ce muzică aveți voi de dat, de ade, tot, bă, de tur ce aveți voi. Păi tu ai melodia ta de drum la tarap și bani. Doamnă de măcelar. Da. Făceți-vă, fate de șucar. Are, prietene. Are, patrona are melodie. În ajunul crețiunului să vedem, prieteni, cu apă de măcelar ce cântă melodia mea de dan la țigani. Asta nu e sinus. Dar a vorbit Olga două, trei cuvinte românești și m-a vorbit pe țigănește mult. Nu, eu m-am spus. Dar să nu mai vorbi, gata. Nu eu. Deci ceva? Aceste femei care nu mai mă lasă patroana să vorbesc de ele. Dana, subiect închis, și Anca. Subiect închis. Acum vorbim despre alte femei care vor veni. Dar zice că sunt bolav. Ce mai trebuie mie femeie? Aia, ce mai trebuie femeie? La o lună odată, la două săptămâni, găsești o femeie. Ce trebuie femeie? Uite, mă învață patronul. Da. O să e, mamă? Stai zi de zi cu cocenitoarea pe capul tău. Păi unde stă zi de zi? Cuțățeu, mama, pe capul tău. Până am văzut-o de trei ani, când am fost la pușcărie. Pe cine? Pe Dana. Până te-ai culcat cu ea când ai ieșit din pușcărie. Mai fugit la ea! N-ai fugit la ea, fugeai pe stradă, n-ai fugit să ridici din mașină. Și ăștia fugeau după tine să ridici din mașină, să ridici pe stradă. Mamă, cred că aia te-a îmbolnăvit. Femeia te-a pus pe butuci când ai ieșit din pustărie. S-a merușine să vorbesc că sunt ca mama. Femeia e tam. Mie mi-e rușine de patroană, să zic aici că femeia e tam. Femeia e tam și tu ești bolnav. Și cred că ea te-a dărâmat. Cine? Criminala e... Păi da, nu mai zice. Păi nu-i să-mi fasă picioarele mele, nu se dea bac. E tare, femeia, ce să mai zic? Păi n-ai auzit ce ai pățit cu picioarele. Te-a zdrobit tot. Cum era cu picioarele? Te-a zdrobit tot, mamă. L-a făcut afiș, uite. Uite ce-a zdrobit, da. Și uite acum, și inima, uite acum, sunt cu pes în cap, prieteni. Ia, haideți să vedeți. În 4 zile să-mi vedeți dacă am slăbit. Unde ați răbit la urmă? Nu mai urmă. Hai să-l arăt la prieteni. Hai, spuneți prieteni. Pe bune, spuneți dacă am slăbit, am slăbit? Nu mai urmă. Am slăbit câteva chile, doar câteva chile am slăbit. Trebuie să cântăresc. Am slăbit, da. Aoleu, da, dacă am slăbit 10 chile, să vorbesc cu Luce, să-mi aducă cântarul ei de acasă. Ia, sună. Sunt slab, prieteni. Am slăbit 4 chile și țin regim până după Revelion acum. M-a s-a nimerit, acum să-l țin că sunt molab, acum țin regim. N-are ce să facă, voi să-l țin pe viața. Deci nu o să mai mănânc. Astăzi o să vedeți cu care îmi face patrona. Uite, vin o să vadă, prieteni. Lasă-mă cu... Ce să vadă? Ei, vin o să vadă, prieteni. Ce, ia. Ia că îți dau cu mâncarea jos acum. Ia vin, dacă... Ce e acolo? Dacă e bună ciorbă de zarzavaturi multe și am băgat numai puțin curcan. Da, patrona, da. Da, uite. Parcă eu n-aș mânca nici șorba de asta, n-am boie. Da, păi, iar sunt multe, dar da, uite. Da, patrona, dar eu n-am boie. Că ai băgat prea mult curcan. Nu, ce să mai gust, nu mai gust. N-am băgat mult curcan, puțin am gustat. Asta nu sună niciodată, am atat. Până acum am gustat, prieteni. Iată. De ce apeși pe butonul ăsta de buit de silențios? De ce? Pe care? Nu știu. Păi, nu, dar nu le spun niciodată de putere de silențios. Ce? Uite pe ăsta, nici un bilat. Nu este. Sus, să nu știu. Are, uite pordonul. Patronul, la patronul am. O butonul opră. Uite, dacă e așa, vezi în partea. Vezi să bagă? Nu poate. Vezi, prieteni, dar părintea. Uite așa în sus.
Datorită la mâncare. Nu că ai telefon, îmi dăm câte 20 de telefoane. Zilele astea, bine, am mâncat foarte puțin. Datorită la mâncare sunt amețit. Credeți-mă că chiar... De-aia-i mățat la carne, înțelegi? Și de-aia-i țar. Uite, și mie tot la fel. La carne, la pâine. Hai cu mine, bucătare. Multe lucruri. Să vedem ce fac oamenii tăi. Am venit să vă lucrarea, patroana. De asta am venit acasă. Eu de asta am venit acasă. Hai, ține-l acolo. Lată, că nu cad. Stai liniștit. Vezi? Pe care oameni? Dar vezi că nu sunt oamenii lui acum. Sunt ei alții. Sunt ei alții acum. Care e alții? Să vezi, surpriză. Georgel cu Ionel. Georgel cu Ionel. Hai, intrați. Nu, lasă, nu mai spune că doarme. Nu doarme? S-a trezit dimineața la prima oră. Păi unde e ursul? Da. Să trăiți. Uite, sunt oameni, dar nu sunt care oameni sunt aici. Alumaria, tot alumaria. Dar alumaria de la domnul șef, că am primit reclamații datorită la greșeala asta, zis că nu-i pusă bine. Că mi-a trimis sursul niște filmări. Ia stai, mi-a arătat... Uite, Leo, unde te referi? Uite, și acolo, Leo. Nu, n-ați văzut. Sau la asta te referi sau la ce? Mi-a arătat cu spațiu mult. Nu. Acum n-ai ce să mai faci, asta e. Mai poți să o trebuie. Nu are nimic, nu mai dai jos la atâta. Unul mai dai jos. Ce să mergi? Ai nimic cum trebuie să fie strâmbă, hop. Nu e chiar așa, strâmbă, n-ai ce să-i faci, dar așa, nu are nimic ce să-i fere. Nu e mișto asta neagră, ea pretise pe aia. La mine luasem toată paia neagră. Asta e mișto, e frumoasă asta. Eu asta luasem toată paia neagră. E mișto și peretele ăsta, tot negru. Care? Mă, nu mai pune negru, nu, că nu mai am ce să pun la mine în baie. Am mai cumpărat și eu, frate. Am pus un perete aici, la ursul gar. Eventual la mine, că vreau să fac. Dar fii atent. Aici ai ridicat mai sus? Este, da. Păi ce ai? Nu merge. Nu, asta. Trebuie să mai săpați înăuntru puțin. Ai înțeles? Dar asta e lasă că o facem după aia, că văd că asta se îngrese. Dar știi că asta pui aia acolo, nu o să pui ceva grese aici peste? Că n-ai cum să o lași așa. Dar cine a făcut omul ăla cu ușa aia, mi-a rotat de neaturul. De-o dreapă, mai tăiem o placă, ai cu ce să o tai, nu? Da, da. Uite. Și stai ca să pui aici, dar nu pui acum, ca să facem căderea bine. Da, da, da. Ai înțeles că căderea nu e bine făcută. Da. Ce la ușă că nu merge? Uite, căderea și de aici, și de aici trebuie mai ridicată, dar mai trebuie să pat puțin înăuntru. Ai înțeles că tu mai lăsăm un centimetru. Aici ce urmă? Un centimetru în sus. Tingiu. Că fii atent și care-i treaba. Iar eu nu m-am uitat, e țeava asta de un țor. Da. Că e vorba de apă. Aici când face baie ursul, da? Când vine Marian. Dar ascultă-mă, când face baie, nu se duce pe țeava asta, trebuia țeava mai largă. Ai înțeles că nu se duce apa și cade în baie jos la mine. Ai înțeles? Dar e frumos la unul peste altul, nu e bine cu bucătarii. Asta neagră e extraordinar. Ce v-ați? Nu? Original. Că nu, am zis să pun un penet aici și la urs. Că eu am ales-o neagră, eu am vrut baia neagră. Da, da. Dar ursul să fie mai alt. Șeful, dar băieții care a pus ușa acolo, eu cred că mai de 10 trâmbe de zumă jos. Ce? 10 trâmbe de zumă jos. A, dacă ei au pus ușa, au fermat și n-au mai cărat. Am vrut. Nu știu dacă s-o închide. Nu e vorba de bani, e vorba că... ca să fac. Și ușa asta a luat. Ce? Ușa asta a pus aici? Aia vreți să-ți obligată ăla, știi, vechi. Ați vopțit-o? Ai vechi. Aici, cu șarpele, Leo. E vopțit asta sau nu? Da. Așa e ea, culoarea e, vopțit-o. Așa e ea sau nu? Da, da. Aia. Și n-are nici... Da. Pe nu-mi vide de vopțit. N-are nici treabă, trebuie să-i cum de rău. Nu e. Da, ai o urmă. Da, puneți totuși de aia și aici. Da, Mari. Ei,
E, păi cum? Tu l-ai venit pe el? Sau era la tot? Păi nu, e domnul Leo sus cu ăla. Mai venit? Eu știu. A, bă, da, nu știu nimic. A, bă, da, da? A, bă, da, bă, da. Ești? Zi. Da. Să-l punem aici la... Ia și eu. Să filmez acolo? Cu Maria. Cu Maria. Da, Maria. Da, salut, salut. O scoate. Hai că spune el acum. Spune el acum ce trebuie. Hai. Și vorbim din seara, vorbim din masă, da? Bine, hai, hai. Da, ok, ok. Bine, mă, Mari. Hai grijă, mă. E mare bani cu cât are. Ce zici? Nu zici, mă, ce zici, Da, mă las să fie aici, să... Să fie lărgime, să poți să te învârți. Păi nu o să fie lărgime să vin să zăvârtă. De ce? Băi, bucătare, aici vine cabina de duș, da? Da. Aici, cât plăcile alea așa. Da. Da? Dacă aici vine ghiuvetă, aici da. Vine ghiuvetă, da. Mașina de spălat lângă. Da. Unde vezi tu mare spate? Așa tu ți-ar dă-mi de jos pe retele ăsta. Să facem dulap de haine. Aici vrea să facă. Unde? Aici. Păi n-are cum să facă aici. Bă, da, pe perete. Așa a promis. Nu, nu. Că-l face. Aici o perete? Da. Nu. Aici face. Pe peretele ăsta. Dormitorul. Dormitorul. Bă, lasă-l, nu ai ajuns tu acolo. Lasă-l. Bă, acum trebuie. Să-l pune el. Cum ne-ai vrea? Să-l pune el. Îl dai singură că nu știi tu. Așa trebuie să faci și tu la tine acasă. Pă face și aici, când intră în baie. Ca să facem mâna, că cază. Și facem și colo. Nu mai facem dulap de cameră. Păi și cum, tai în perete sau ce? Nu, tai aici, am pun aici și punem doar marginea pui. Că punem noi după aia, da, rigiți. Punem, punem rigiți, nu punem rigiți. Gata, am înțeles, am înțeles. Adică punem față cu oglindă pe dulap. Ai înțeles? Asta trebuie să discut cu urs. Să văd unde pune. Dacă pune aici pe peretele ăsta, stai puțin, dacă pune patru aici, poate să pune și aici pe peretele astea, să facă ferice. Dar eu zic ce mai bine ce mai indicat să facă, uite, pe peretele astea. Hai să vină dormitorul. Da? Să facă, uite, pe peretele astea aici, nu? Păi, ce nu e problemă. Păi nu, da, da, aici. Cărigii doar trebuie. Doar rama trebuie. Uite, două foli. Două foli. Și jos, trei patru foi. Cu jos cu tot. Asta ar trebui să se aducă ție. Că dacă tu ai zis că vrei să te cuiești aici, nu? Nu, acum mă pun de față. Ha. Nu, am zis la mine, ca să le-am întrebat acolo. Da, să le avem la și. Să le avem la cu mine, ca nu? Nu, nu, domnule, domnule, că mâine m-am 4 ore, m-am 4 porți de teat, m-am dus. Trebuie să îi fac și trandafiri, toate alea, ca așa sunt neamul. Neamul le zice că nu vrei. De ce n-am venit? De ce n-am venit?
Pentru Marii, a treia portul, Marii era. Nu trebuie să-i spune. Care ar fi Dumnezeu? Până să-i bolam, mai bine, da. Mor de la putut la spital, la meditația. Păi și eu n-am fost la Lerna și pe mine m-a găsit cu trei plămâni. De unde trei plămâni, mă, la Filiașu? În Craiova mă duce la numărul 1. Ai trei plămâni? Aha. Au trei plămâni. Nu trebuie trei plămâni. Și dacă eram și eu, de aveam răcit la rinic. Si? Și eu nu aveam nimic la plămâni. M-am putut vă mură de doctor. Nu, la asta n-am văzut viața la trei plămâni. Bă, nu, eu asta mi-e cruce așa ceva. La unul lipsă de doctor. Bă, nu sunt normal, că treci dreptul de doctor. Dar de la ce să fac trei plămâni? Hai grezi. Ce tu ai ce să faci? Vrei că te-a pus dincolo să dai cu nu, mine? Să-i dau lui la mână. Lasă, lasă. Hai, lasă, că mă duc eu acum să văd de material. Ce-i dau la mână ce-i trebuie? 10 saci de tinci. Da? Alb. De care tinci? Alb. Bar. Nu, alb. Doar tinci, alb. Alb. Da? 10 saci. Și să facem și camera asta. Și ce mai trebuie? Și jos. Și 10 colțare. Ce colțare? Colțare cu plasă. Colțare cu plasă. Plasă. Nu știu ce colțare. Colțare cu plasă. Așa vezi. Vine aici. Colțare cu plasă de plasă. Nu, dar că aici e mai aproape. Da, e la asta, ești colțare. Așa, și știu eu ce tinci și ăla ce... Da, da, da. Tinci, albun, că merge o fumatare. Are aici, aproape. Hai că te-am mine, Ionele. Hai să mergem. Și curbun eu și știu eu care... Da, și ce le trebuie de la stil... Ține, da. Așa ai grijă cu plămâni. Da, da, trei plămâni, bă. Trei plămâni. Trebuie doctor, bă. Nu, asta n-am avut în viața mea. Acolo era răcit la rinic, auzi. Eu eram bolnav de rinic, eu eram răcit, mi-am răsat pe la rinic. Da. Am după aceea, radiografia, ai trei plămâni. Trebuie din Siriașa. 22. Trebuie și trebuie la Leana. Așa. Da. Bă, trei plămâni. Ursu. Aici, aici, aici. Acolo-i patroana. Cine-a? Păi știi că ați dat drumul, adică că trebuie materialul, că ai zis. Hai. Ați de bătărie. Am făcut că dincolo și erau fetele acolo, mă îngheram eu și ei. Nu puteam să văd. Urso. Alo, Urso. Ia, ia. Ține-te de mine. Da. Mai ține-te 3 minute. Am dat ceva unde? Da, mai zis. Asta chiar că e. Am zis. Da, uite patrona. Apa micelară, uite ce bagă. Hai să jucăm. Hai să jucăm apa măcelară, să jucăm. Ce? Jucăm. Ce faci acolo, patru? Să fac luare rusul. E pâine asta, pizza. Și cartofi, de ce? Cartofi, ai cui să, ai tăi. Uite, ai o poate. Nu am voie nici cartofi. Ce n-ai? Nu ai voie de ea, prăjiți. Ai? Bucătare, mă, ești un cartof cu mine. Nu știu, nu am voie de ea. Nu am voie de ea. Măcar jumătate. Nu. Fără sare. Deci Leo a început să mănânci regim. Păi regim asta nu înseamnă că să mănânc cartofi, că e regim. Că nici cartofi n-am voie. Cartofi fiert ai voie? De ce n-ai voie? Păi și ce faci acum? Înseamnă că n-ar trebui să mănânci. Deci n-ar trebui să... E băga sare? Da, băga sare. Nu, eu. Nu, ia sarea de înainte, lui, să nu-i va vedea. Eu pisici tu. Am mâncat mai înainte, dar o să gust după aia. Ia mă, dar arată bine. Și tu e mai mare de ca mie. Cine? Tu. Vezi? Dar nu s-a făcut din patron. Sunt cruzi, a? Rugii mi-a dus astea niște cartofi. Mi-a făcut rugii soții.
cuptor, pun balestul cu cuptor. Ascultă-mă, patron. Da. Aș vrea ca să recunoști aici, în fața națiunii. Da. Au zis oamenii că pleacă de la muncă dacă nu le-i materiale. Pe ce le-i materiale? Oamenii? Da. Dezeu, patrușa. Dezeu, da, dezeu. N-are dezeu. Mi-e rău pietru. Deci ce facem? Trebuie să cumpărăm material. Mi-e rău. Am mâncat de carne. Hai. Să mănânci carne, vrei? Nu te ia carnea din unde? Nu, unde? Păi aia de curcan. Unde e? Stai. Curcan? Nu, tigaia aia, unde e cu dinți? Stai ce? Și curcan unde? Uite acolo. Unde? Uite acolo. Auzi, Leo, tigaia cu dinți face patroana clădite, știi, nu? Tigaia cu dinți. Ce? În tigaia cu dinți a făcut patroana clădite. Doar curcanul ăla, dar nu am mai să mănânc nimic. Asta e. Să-și iau de aici chilibitul. Doamne, mi-e rău. Bucătare, mănânci din porcanul ăsta. Nu mai mănânc, că nu mai am dus carne. Nu mai dau de porc, nu mai dau de porcan. Nu mai am dus carne, dar nu mai am dus carne. Păi dacă l-a vândut, ce treabă mai are? Ce treabă mai are? Și plânge după porcan. Ai ciocan de la patra. Care bate nițele. Păi nu-și permit să mănânc de unul. Ai? Să stai să vedem dacă... Ce să spun? N-a venit ciocante. N-a venit ciocante. A luat Anca, dacă era polonișa. Ce-a luat? Anca a luat tot. Da. Uitați. Nu rog, le scoate, că te-a sculat ochii. Doar una e oficial, nu rog. Noră. Nu? Așa zic. Acum nu știe ce înseamnă oficial. Auzi, mamă, dar la... Adică cu acte, patroane. Nu e care nu bucă, că nici nu pun bucă. Ce? Adică e de porc. Să-i gădau, auzi. Dar... Și țigăncile când aveai nurori, să sculavă una, să dăm micul jur dimineața, la 10, la 5, nici una. Te călca pe una, țigăncile când aveai un nurori, te-a călcat pe una. Aveai nevastă. Te-a călcat nevastă. Ce m-a călcat? Nici nevastă. Acum de 4 ani de zile n-am mai necălcat de pe mine. De 4 ani nu mi-e calcă nimeni. Pune la prieteni, te-a călcat odată. $30,000 Nu contează, pentru că erau 29 înainte. Erau mai puțin. Lasă meargă. Lasă meargă 2 ore dacă păi nu e problemă. Păi vine să nu dacă aș pune un bar, vie vină. Păi vină. Dar îți dai foc mai încet, vrei. Uite bucătare. Are bucătare aici, ce trebuie să mai stea Leo? Bucătare aici. Uite, are pe bucătare aici. Imediat a pregătat.
De aia cu dinți. Mamă, și azi iar mănânc din curcanul ăsta. Tu pregătești. Da. Și mănânc din curcanul ăsta, doamne. Alții n-au putut să-l mănânce. N-a crește. Nu mai te certa cu mine, dar... Nu mi-am plăcut niște din gros. Păi, și mă dai la pânzi. Că de-a pe ne-am luat filmare. Ăla că îl scoate galbine și țigă, ai după aia, nu? Nu, nu-mi te numi de gros. Tu te vorbești cu mine, te vorbești și așa, și așa. Vrei mai prăzi, nu, Leo? Pui la urmă, hai zis că ai pe lumea cătărul, nu ai urmă? Uite, am, pune acolo. O le vezi și țigăle? Ei, pune. O pune acolo, lângă aia lui. Nu, 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 la iau pe ea. De unde ai venit pe capul meu, patru ani acum și tu cu ale tale? Da, că te bai, bai că de că e bolnavă. Da. Da? E bolnavă, terminată, prieten. Să duce la spital. Asta la spital nu m-aș vrâne acum. Asta îmi fac o zi. Cine nu te lată? Nu mă lasă casa lucrării care m-a încurcat. Care nu pare nicio lucrare tu. Da. Să cumperi materiale, patroană. Nici materiale nu le cumperi. Doar din gură cumperi. Să știi mă păi, hai. Le întoși schimbă galbenul la sfârșitul lumii, prieteni. La sfârșitul lumii? Da. Ia eu cătălinii ăsta, un fel de cartofi. Iau mai mult toate. Tu e mai prăjită, nu mai mult toate. După aia îți dă refuz la ea. Pune aici, mă, băi. Păi nu mai, acum nu mai merge mustoasă. Înainte mergea, mânca mustoasă și de la vin. Acum, gata, salut. N-ar patrezi să mănânci fără stare. Cum? Păi. Uite, masă nu e ziua, dar astăzi n-am și puțin. Fără pâine, a? Fără. Măi, patroana, cum? Masa mea pe ziua, dar astăzi, asta e. Cine de pui, și era pentru tine și la... Tot aici. Și unul pentru mine, un beci de ăla. Unul beci pentru masa, unul pentru mine, a? Da. Și Cristi? Nu, nu pune mie, te rog. Mersi. Dă-i Cristi, mănâncă și cu ea cu mine. Nu vreau leul, ți-am ieșit acolo. L-am mâncat mai înainte, dar nu mai zic ce, că... Îi faci poftă, vrei. Uite, poți să refuz acum? Ai de capul meu ce frige, mersi leul. Dar nu-i sărată. Nu-i sărată, ca să știe prietenii. Să știe prietenii că nu-i sărată. Nu-i sărată nimic pe aia. Ia ce mănâncă, mă, merg. Să nu te uiți. Ia, pun puțin, eu nu pun mă așa, mă. Asta așa. Fierbind. Nu că e bun și... Și mie să rap. Vedeți, asta e mâncarea care mănânc eu acum. Mâncare de regim. De regim, nu vreau? Da. Mănânc doar curcani sau piept de pui la vegetar. Și ar trebui să mănânc doar cu salată, fără cartofi, fără nimic. V-am mâncat un cartof fără salată. Asta e cartof fiert. Cop, copt. 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 Prăjit n-am voie. Nu, nu, deloc. Că sunt prăjiți în ulei și n-ai voie. Deschid puțin, nu știu. S-a făcut fum.
Ce mai frate? Hai! Ce face? Ce-a fost să fii de la copii de la spală? Închile o lasă, sigur. Prieteni, vă pot și ne vedem mai târziu.